Roma e de nerecunoscut în Serie A. Echipa din capitala Italiei a fost umilită pe teren propriu de Napoli. Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 2. Milik a preluat super mingea și l-a învins pe Olsen. Romanii au marcat în prelungirile primei reprize. Perotti a înscris dintr-o lovitură de la 11 metri. După pauză, napoletanii au trecut din nou în avantaj. Mertens a îndeplinit o simplă formalitate. Din acel moment, gialorosii au căzut. Imediat, echipa lui Ancelotti a mai înscris o dată prin Verdi. Introdus pe teren cu 5 minute înainte, Iunes a marcat al doilea său gol în tricoul lui Napoli și a stabilit scorul final, 1-4. Parma a deschis repede scorul în partida cu Atalanta, dar a părăsit terenul învinsă. Gervinho a punctat după o gafă în defensiva oaspeților. Croatul Pasaric a egalat după un șut plasat. Golurile victoriei Atalantei au venit în ultimul sfert de oră și au aparținut lui Zapata. La primul i-a pasat Castanie, iar la al doilea Gomez. Columbianul a făcut dubla și a ajuns la 19 reușite în campionat, la fel ca Piatek și Ronaldo. Valencia și-a continuat forma extraordinară cu o victorie la Sevilla. Unicul gol al meciului a fost înscris în prelungirile primei reprize. Gaia a scos o lovitură de la 11 metri, iar Parejo a trimis fără speranțe pentru Sanchez. În al doilea act, Gameiro a șutat năpraznic, dar mingea a zguduit transversala. Valencia a câștigat cu 1-0, este neînvinsă din luna ianuarie și a depășit-o pe Sevilla în clasament.